Postul Paștelui, cea mai importantă sărbătoare a creștinității, se apropie de final, astfel că după 6 săptămâni de post, creștinii își pregătesc sufletul și trupul învierii lui Iisus Hristos. Medicii recomandă totuși ca după această perioadă în care ne-am abținut de la unele bunătăți culinare să nu dăm iama în friptura de miel, ouă, sarmale ori cozonac, ci să consumăm aceste preparate cu măsură pentru a nu ajunge să îngroșăm rândurile la unitățile de primiri urgențe ale spitalelor. Ținem post? Este, așa cum se spune, o curățare atât fizică cât și psihică. Iar când ajungem în zilele de sărbătoare, să ne amintim că am ținut post și atunci introducerea alimentelor de tip animalier să se facă treptat. Atenție, organismul a fost învățat să secrete mai mult anumite enzime și atunci trebuie să îi lăsăm timp să producă și să elibereze pentru digestie acele enzime pentru produsele animaliere și din nou să ajungem la cumpătare. Putem să mâncăm absolut din toate produsele pe care le-am pregătit, dar câte puțin din fiecare, iar farfuria să fie așa, o treime să fie produsul de tip animalier și două treimi produse vegetale.